seara, dragi telespectatori! Suntem din nou la Viața Gorjului, eu sunt Aura Stoienescu și invitatul meu principal și special și, singur, și permanent da. Și singurul, deocamdată, da. Cornel Șomâcu, colegul nostru, realizator ENSA TV, director vertical, director de școală, dar nu mai spunem că n-are legătură cu ceea ce facem în seara asta aici. Discutăm în seara asta, dragi telespectatori, despre soarta CEO, Complexul Energetic Oltenia, care se află în ultimul timp tot la răscruce de drumuri, din păcate. Iată, ieri sindicatele de la Rovinari ieșeau în fața termocentralei să protesteze pentru niște nemulțumiri. Au plecat cu mașinile, zice că e un mitic spontan, dar spontan organizat, cum vine păi, asta? E logic. Spontan e când iese unul câte unul, nu când ies mai mulți, aia se cheamă deja organizare. Da, problema e, îl declarăm spontan ca să nu respectăm etapele acelea obligatorii, obligatorii pe să lege. Să organizăm un mitic spontan, nu? Da, asta acum fac vreau să vă spun că și pe mulți colegi din presă i-a luat prin surprindere meeting-ul spontan de ieri, pentru că, efectiv, nu și-a prea avut obiectul. De ce spun acest lucru? Sunt câteva revendicări importante și o să vorbim despre ele, dar, de fapt, acestea puteau fi cerute și au și fost cerute la precedenta grevă, e adevărat, făcută de alt sindicat. Unii au stat cu buine în buzunare atunci, acum fac și el, că se arată, e ceva de genul, fă-te că lucrezi al unor sindicate și rezultatele sunt pe măsură. Dacă toată lumea ar fi unită și ar veni toți să ceară ceva și s-ar putea face acest lucru, bănuiesc că rezultatele ar fi fost altele. Da, dar surpriza, sindicatele sunt în contradicție, asta e da, problema. Da, surpriza a fost alta. Își fură oamenii ca la... Da, în sensul că FNME-ul, cea care a organizat ieri protestul acesta spontan, cu ghilimelele de rigoare, este socotită federația de casă a actualului manager general interimar. Și după ce au tot protestat pe acolo și nu i-a băgat nimeni în seamă, e adevărat, directorul termocentralei PISC a discutat cu cei care au ieșit acolo, 15-20 de lideri sindicali care sunt acolo la nivelul termocentralei, grupa sindicală probabil, colegiul liderilor de acolo, au plecat cu mașinile personale la o cafea la directorul general, că practic asta s-a întâmplat, care le-a promis diverse lucruri. Trebuia să se legifereze ceva astăzi în comisie, în comisia paritară sau cum se numește. Din păcate, la ora când am intrat în emisie, n-am văzut încă ce s-a întâmplat la această întâlnire de astăzi. Ori s-a prelungit, ori rezultatele n-au fost pe măsura le aflăm mâine. Așteptărilor. Da, probabil cine că dorește mâine să trimită SMS-uri 0766314582 să-și exprime opinia legată de aceste valuri care se fac în CEO. Și mai intră și politicienii în joc și spun, v-am spus eu vouă că alții nu e adevărat. Politicienii le știu pe toate și acum, după cum au dat declarații, se poziționează, v-am spus sau nu v-am spus anumite lucruri. A întrebat puțin mai devreme despre această situație a sindicatului din Mineit. În primul rând, o să fac o afirmație foarte dură la adresa sindicatului din Mineit, cu riscul de a supăra cel puțin o parte dintre ele. Actuala situație a salariaților din CEO, pe lângă alte probleme ale CEO, poate o să le amintim astăzi că sunt din afara complexului, multe dintre ele produse de la nivel de țară sau chiar din afara țării, problema este a sindicatelor. Faptul că acestea totdeauna și-au urmărit interesele proprii, liderii sindicali, niște baroni ai mineritului, au avut totdeauna revendicările proprii, au avut totdeauna interesele proprii, indiferent de la ce sindicat au venit, nu s-au înțeles niciodată unii cu alții, asta a făcut ca interesul muncitorului de rând să nu fie respectat. Acum și muncitorul s-a profitat de situația că e mai puțin informat, să zicem, unele persoane din Mineit sunt mai puțin informate decât altele și pot fi ușor manipulate. Și așa avem mii de mineri care trec, după cum bate vântul, de la un sindicat la altul. Au fost la SMO sau alte sindicate care se știa că sunt cu vechea administrație, acum s-au dus spre FNME sau au fost la FNME înainte și s-au întors la FNME, acum când se știe că FNME-ul este sindicatul de casă al actualului manager general interimar și tot așa. Faptul că migrează de la unul la altul și liderii nu sunt obligați să se înțeleagă între ei, face ca puterea lor
de protest să fie foarte mică. Deci gândiți-vă, face SMO-ul și s-au strâns, că s-au strâns 2-3 mii de oameni, dacă face FNM-ul, sigur nu se strâng mai mulți și, bineînțeles, că administrația merge pe principiul acela... Deci vine și stăpânește. Da, străvechi și pot să controleze foarte, foarte ușor lucrurile. Bine, eu văd treaba asta exact cum este la partide. Adică suntem în partidul cutare, suntem la putere, e bine. Înainte de alegeri ne gândim care ar putea să câștige ca să ne hotărâm în care partid intrăm ca să fim din nou la putere dacă se poate, că până la urmă... În general, da, în politică e valabil și din nefericire este și la nivelul sindicatelor. Și problema n-ar fi de lideri. Problema, în ce sens n-ar fi de lideri? Adică, până la urmă, ce nu pierdem, nu câștigăm dacă câțiva lideri se duc dintr-o parte în alta. Dar e vorba de masa salariaților care este purtată de colo-colo și automat forța de impact al unui sindicat care a trebuit să se opună, să zicem, administrației, este mult redusă. Nu numai asta, dar în momentul în care au făcut regulamentele, au stabilit așa, că negociază contractul colectiv de muncă sindicatul care are reprezentativitate. Și în felul ăsta, unde sunt cei mai mulți, ăia sunt cei care negociază CCM-ul. Da, asta e foarte important. Problema e că la nivel de CO, niciun sindicat n-a reușit să aibă majoritatea, cel puțin în ultimii ani. Ei sunt reprezentativi pentru că sunt socotiți la nivel de ramură. De asta unele dintre sindicate au intrat în Federația Univers. Altele FNM-ul țin de cartel Alfa și mai avem Federația din Petrom, unii afiliați Federației din Petrom și altele la nivel. Deci de asta vin la negocieri mai multe federații, dar ei nu că sunt reprezentative la nivel de CO, că practic cei din Petrol cred că sunt au undeva sub 1000 de membri la nivelul CO. Iar și ce caută petrolul la CEO? Pentru că există Brăila cu ce mai are salariați și cred că și la nivelul mai sunt, cred că CEO mai are un ceva de lucrează pe gaze sau pe petrol. Deci să nu uităm că au la zona de la Craiova ceva și mai au capacitatea de la Brăila care acum este închisă, de fapt... Da, adevărul este că se află în Oltenia. Brăila era normal să fie păi s-a luat subordinea CEO Brăila. O altă măsură de profundă. Am pus ghilimele, dragi respectatori, da, sper că nu de, credeți de cumva manageriat. Că eu știu de Brăila să se fie o altă măsură de manageriat proastă luată de Ciurel pe vremea aceea. Apropo, bine, n-a luat-o el. Da, probabil i s-a ordonat, dar totuși era managerul general. Dar vreau să pentru că managerul general Ciobotărica a venit și a spus, nu eu, avem OAGA, avem acționari, ei hotărăsc, eu execut. Și așa e. Da, dar pe vechea când am preluat Brăila, cu 2 sau 3 ani în urmă în contul unor datorii, rolul managerului general era mai important, adică chiar și-a asumat-o în vremea aceea, a fost ca o mare măsură managerială că am preluat în contul unei datorii. De fapt, după aia am plătit de ne-am văzut, dar asta e altă treabă. Dar aș vrea să, ca o paranteză, aș vrea să remarc că fostul manager general Laurențiu Ciurel, care între timp i s-a desfăcut contractul de muncă, de fapt este suspendat, dacă va câștiga procesul, probabil se va întoarce și va lua toți banii. Bine, atenție, i-au suspendat, foarte interesant. El e într-adevăr în acel proces, Ponta, Șova și celelalte, ceilalți acuzați. Pentru asta, deci el a rămas până în 3 martie, era la dispoziția CO. În mod normal treia să-i se da un alt job la nivelul companiei. I s-a suspendat contractul acum pe motiv că să se vadă cum se termină procesul celălalt. Nu știu dacă e foarte legal, cu siguranță în instanță o asemenea măsură va fi câștigată. Da, pentru că încalci dreptul la muncă. Trebuie să-i se ia funcția de conducere, da, în timpul căreia ar fi săvârșit ceva. Și mai e o problemă. Dacă luăm că se întoarce la vechiul loc de muncă, la nivel, bine, l-a plecat de pe funcție de la Rovinari. Deci, practic, el trebuia să se întoarcă pe acea funcție. Acceptăm varianta că e cercetat, trimis în judecată, ce este, dar procesul poate dura 2-3 ani. Nu numai adică asta, dar când te pune manager, rămâne locul tău liber până la momentul în care da, te întorci. Corect. Deci asta e o mare... Dacă i-au luat funcția de manager, trebuia să se întoarcă pe locul ăla rezervat. Deci am adus aminte de Laurențiu Ciurel. Vreau să vă spun că între timp a început să vorbească mai pe românește, cum se spune.
are un blog, are foarte multe ieșiri în presă în care explică lucrurile pe nume. Ceea ce nu mai făcea cât era manager general, de vreau să vă spun că practic nu se putea comunica cu el. Păi atunci reprezenta administrația. Foarte mulți de ei. Acum, dintr-o dată, și-a dat seama că și ziariștii sunt buni la ceva pentru comunicare. Oh. Este mai pe înțelesul poporului, că vreau să vă spun că în momentul când era manager, cel puțin nu în ultimile luni, când deja era sabia lui Damocles deasupra capului, dar acum vreun an, jumate, doi, deci spunea niște inepții mai mari ca el, mergea în emisiuni plătite, că asta este, avea contract, în fine, și spunea niște platitudini, dar că nu se uita nimeni la el. Da, și de interesant că atunci când noi am invitat pe domnul Ciurel aici, neavând contract cu CEO, a spus că nu poate să vorbească, adică nu vine nimeni de la CEO pe vremea aia, pentru că așa li s-a impus să nu comunice nimic în presă. Și a doua zi era la o altă televiziune, nu avea și contract. Pentru care plătea banii. Poate că aici se temea să nu primească niște întrebări mai puțin. Bine, comode, asta ar fi de discutat. Cred. Există la nivel de gor și oameni politici și manageri și ăsta care vin la emisiuni doar aranjate, într-un fel sau altul. Deci nu primesc telefoane, nu primesc SMS-uri, nu trebuie să li se pună întrebări dificile. Unii vin și cu lista de întrebări. Am văzut la o televiziune la care am lucrat la un moment dat și la un moment dat, dragi telespectatori, mi-a venit și mie unul cu lista de întrebări, că așa vorbise el cu șeful. Și am trântit lista și n-am mai vrut să fac emisiunea. S-au rugat de mine să intru în emisie. Tu ți-amintești că eram la aceeași televiziune, n-are rost să-i facem reclamă. Și până la urmă am făcut emisiunea, dar a ieșit urât, că după aia am plecat de la acea televiziune. Da. Am făcut emisiunea pentru că am fost anunțată în ultima clipă că vine cu tare. Deci mi-au schimbat invitatul, dragi telespectatori. Și mi-au dat și un coleg realizator, că s-au gândit că poate nu reușesc să mă facă să citesc doar întrebările de acolo. Așa că se poartă, avem experiențe. Da, ăsta e motivul pentru care am făcut Ența TV, ca să nu mai vorbim așa, cu întrebările puse înainte de cel care vine invitat. Acum, cum să zic, făcând o glumă, ai devenit șeful unei televiziuni care poate poți să faci la fel cu ceilalți realizatori. Cu realizatorii? Da. E, spune nu. Tu aici în fața populației, ți-am cerut eu vreodată? Nu este cazul. Să iei lista cu întrebări? Dar n-a ajuns la Laurențiu Ciurel la noi în emisiune, că poate avea... Da, aia n-a ajuns la Laurențiu Ciurel, că nu putea veni cu lista. Mă rog. Vorbind despre situația din CEO, care este totdeauna la răstruce, să știți că ea este din ce în ce mai dificilă. Și este dificilă de ce? Nu pentru faptul că economic, să zicem, ce un ar merge, dar la acest moment se vinde foarte puțin. Ieri, la o anumită oră, practic 90% din piață era acoperită de celelalte, eolienele și hidrocentrale și atomoelectrica, cât merge, că merge doar parțial, iar cărbunele asigura restul de 10%, foarte puțin, de sub 1000 de megawatts, foarte puțin din ce ar putea să susțină acest complex ca să funcționeze. Asta pentru că România nu lucrează pentru România, asta pentru că producția de energie ar trebui să fie toată într-o singură oală. Pentru că atunci când nu merg eolienele trebuie să existe termo, pentru că atunci când nu este apă trebuie să existe termo și atunci dacă toate energiile, toți producătorii de energie ar fi într-o companie națională, atunci ar funcționa fiecare în momentul eficient, de eficiență maximă pentru el și ar putea să stea în 75%, de exemplu, în șomaș tehnic, nu să stea toți pe acolo să învârtă hârtii, să ia salarii întregi când n-au de lucru. Avem o corect? Problemă. E corect? Da. Deci e corect pe hârtie. Dar da. Avem eoliene care au o putere instalată de peste 4.000 de MW. Deci, practic, în zilele de vară, când consumul e undeva între 5 și 6.000 de oră, asta înseamnă că poți să asigure 75-80% din piață. Restul avem, deci, practic de stat, deci cu capital de stat, ca să poată să intre în acest mix de care vorbești, ar putea fi hidroelectrica, ar putea fi CO-ul și CH-ul, dar de fapt va intra în faliment, și atomoelectrica. Și noi n-am putea România să susținem înființarea de parcuri eoliene? Trebuie neapărat să vină străinii sau privați să facă păi asta? Păi mai e o problemă. Acum, nu cred, deci atenție, acele parcuri
au beneficiat de fonduri europene, de facilități fantastice din partea statului pentru privați, atenție. Da, că de asta și vorbim. Ca să mai facem, nu știu cine ne-ar mai da fonduri europene ca să facem și la pentru stat chestia asta. Deci asta e prima problemă. Nu, deci trebuie de să ne dea întâi pentru stat. De acord, dar acum vreau să zic. Deci în condițiile acestea, deja avem instalată puterea eoliană și cred că mai sunt în lucru, dacă am înțeles bine, vom avea la finalul acestor investiții în eoliene o putere instalată de 5500 sau, deci practic asigură consumul total dintr-o zi. Și apoi să nu uităm... Și este cea mai ieftină, că practic nu faci nimic după ce e cea mai ieftină, dar la noi până și energia de la termo era atât de ieftină și atât de ieftină o vindea termo, să nu uităm când erau acei băieți deștepți despre care cu toții vorbeam, când își permitea să vândă la un preț peste care mai putea să pună un privat niște bani fără să facă nimic decât să da, facă o factură, bine, au fost vremuri... și să vândă energie și mai scumpă. Au fost vremuri când băieții deștepți aveau contract cu hidroelectrica la un anumit preț. Hidroelectrica nu putea onora comenzile respective, cumpăra la un preț mult mai mare de la CO, să zicem, fostul SNLO, și vindea lui pe bază de contract. Deci, practic, lua, să zicem, la, nu știu, la 100 de euro megavatul și îl dădea la 30, să zicem, că să se încadreze pe... Același ăsta. Lucru pe care l-a făcut și, de exemplu, termocentrala Rovinar și chiar Laurențiu Ciurel era director în perioada respectivă când am fost și am făcut un interviu cu el la Rovinari, imediat ce intrase pe funcție și, bineînțeles, critica pe cei dinainte care făcuseră acele contracte cu Bârcină, cu, au fost niște contracte iar așa cu băieți de ștel și la termorovinari și asta spunea, cumpără cu energie... holding și cu toate celelalte. Exact, da. Cumpără energie... pentru că el nu are suficientă, cumpără energie la preț mai mare și îi vinde firmei private pentru că așa e contractul, frate. Da. Cu niște penalități de te rupe. Și băga, de aia s-a dus hidroelectrica în, de a trebui să intre în insolvență. Iar termorovinar săraca avea atâția juriști angajați pe pile încât n-avea cum să fie atentă când face un contract cum trebuie, nu? În interesul lui termo. Da, motiv pentru care am mai angajat și niște case de avocatură. Nu apărut casele de avocatură, că aici au apărut problemele. Acum vorbim despre măsurile care se ia în CO. Cred că sunt, deci în primul rând că avem Ișalnița care se închide până în iulie. De fapt s-a închis de o săptămână. Deci nu va mai produce curent electric decât în caz de forță majoră, ceea ce nu se întâmplă într-o anumită... Deci poate se întâmple iarna când e foarte frig sau vara când e foarte cald. Cum suntem deja în primăvară, nu cred că vor fi probleme de acest gen. Iar deci toate celelalte mine și deci cariere și termocentrale vor funcționa, deja sunt... au plecat din la începutul lunii martie, câte o săptămână acasă fiecare salariat. Bine, mi se pare cam ciudată această situație, nu știu, e o modă la nivelul CEO-ului, nu știu câtă rentabilitate aduc aceste reduceri de activitate, în sensul că trimiți acasă o săptămână un om, deci chiar nu văd urmările. Bă, eu cred că ar trebui să se forțeze cu concediile de odihnă mai degrabă, acum să spunem așa. Dar acele sunt folosite în vară. Să le dau eu un exemplu. Așa. La noi... Dragi de la CEO, șefii, la noi nu prea e de lucru între Crăciun și Anul Nou, cu o săptămână înainte de Paști și după, și mai e o perioadă, vara, sunt perioadele alea când nu găsești pe nimeni. Și atunci ce facem, dragii mei? Dăm concedii la oameni să plece la mare, să plece să-și facă revelionul unde vor și ne luăm toți concedii odată, frate. Și lăsăm emisia să meargă cu materialele care trebuie și așa și pe dincolo și rămâne o responsabil. Dumneavoastră nu puteți să faci așa. N-ar putea să fac așa? Bă, dar pe lângă perioadele... Zice, vai, dar cum să îmi dai mie forțat concediu? Este împotriva legii și a drepturilor angajaților. Dar în interesul activității economice nu există nicio lege? Da, ai dreptate, apropo de minerit, însă și în general de CO, în ultimii ani au forțat și concediile de odihnă și alte perioade, s-a dat și de Crăciun și de Anul Nou și de Paște, și în vacanță, și în concediu de vară și de regulă și s-a mai făcut, rămas. Da, s-a mai făcut câte acest tip de întrerupere. Deși încă o dată spun, nu știu cât e de rentabil din punct de vedere economic, vorbeam la un moment dat cu unul dintre liderii de sindicat care îmi spunea că practic nu se câștigă cu aceste, că nu e șomaj tehnic.
ca să-l plătească altcineva. Deci, practic, tot ce o plătește, deci diferența ar fi de aia 25%, dar care nu se văd nici în salariat, nici la salariat, că se pierd niște ore de noapte sau ceva atât, nici la întreprindere. Deci, practic, nu se vede chestia asta. E mai mult așa, că să arătăm că facem ceva, decât măsură efectivă, măsură de manager. Da. Avem un mesaj, minerul se semnează, au interesul să ne închidă. Despre cine vorbește? Aici e o problemă mare. Cred să ne gândim la ce a spus Victor Ponta în ultimile săptămâni, n-a spus-o când era premier. În păi sensul... toți apucă vorbitul da. Pe limba română. Domnia sa spunea că în momentul când a ajuns, s-a întâlnit cu delegația FMI-ului, s-a cerut să renunțe la energia pe cărbune, indiferent că era lignit. Ce că spune era minerul, da? N-a vrut să facă acesta, a ținut și Andramaua, cum spunea Ponta la un moment dat când a fost la Rovinari, dar cred că există un mare interes ca CEO-ul să cadă. Și interesul vine dinspre fondul proprietatea, culmea, care este acționar și ar fi interes ca această întreprindere să crească, și mai ales vine din afara țării. Cred că, în teorie cel puțin, cred că se urmărește ca România să piardă această independență energetică pe care o are la acest moment. Ați văzut ce s-a întâmplat, în sensul că am avut perioadă în care am importat peste 1000 de megawați, iar CEO-ul a stat degeaba. Săptămânile trecute, deci nu în altă perioadă. Deci cred că este concertată politica să dărâmăm CEO-ul și deranjăm la nivelul Uniunii Europene, că ia să ne gândim. Ce mai avem noi ca stat român? Asta vreau să întreb. Ce fabrici mai avem noi? Nu, fabrici nu mai avem, dar atenție, pe resurse ne-am dus. Petromul am dat și iată acum. Atenție, niciun oficial al statului român n-a reacționat în aceste zile când s-a văzut negru pe alb că Petromul, OMV-ul, nu și-a respectat acele condiții către statul român. Trebuia să-și bage toate acele terenuri în capitalul respectiv, n-au făcut nimic din toate acestea. Vedeți pe cineva că reacționează? Apropo, știți ce scandal făcea marele DNA cu Lukoilul? S-au dus peste ei, le-au luat, că nu știu, au făcut ăia vreo 2 miliarde de lapidat, 2 miliarde de euro sau de dolari. S-a mai întâmplat ceva? S-au strâmbat ăia puțin la noi și le-au apucat bățâiele, n-au mai făcut nimic. Ce vreau să spun cu asta? Că dacă plasa politică, atâta cât mai este, cât nu e arestată, că cam așa e în ultimul timp, deci păi de-aia n-au mai avut timp de rucoi. Da, clasa politică și mai ales parlamentarii de Gorj nu vor fi solidari, nu mai contează că unii sunt liberali, că alții sunt PSD sau altceva, trebuie să reacționeze și să țină foarte aproape în această perioadă, pentru că altfel lichidarea CEO-ului se va face. Acum, sunt două teorii. Una că se dorește micirea întreprinderii ca să poată fi cumpărată, a doua variantă este că chiar se încearcă închiderea definitivă. Cred mai degrabă în teoria a doua cu închiderea, pentru că încă deranjăm. Culmea este altceva, apropo de rentabilitate economică. Și știm foarte bine că a fost ambasadorul Poloniei, fost un ambasador când timp s-a schimbat, a fost aici la Târgu Jiu. Să știți că energia în Polonia, cea pe cărbune, și este majoritară în Polonia, costă cam cu o treime mai mult decât produce CO. Deci ca, și noi ca sumă. Că al nostru nu e rentabil. Deci atenție, da? Iar producția din CO, deci pe prețul pe megawatt, la energia pe cărbune este aproximativ la fel ca în Germania, mult mai ieftin decât în Anglia și unde mai găsim mine. Cu toate acestea, datorită conjuncturii economice, eoliene, ușoară presiunea asta care este pe preț, pentru că merg în piață producători diferiți și cu atât de mare diferență de producție ca sursă, face ca, cu toate că se produce ieftin, să nu fie suficient de ieftin. Suntem la final de emisiune, un singur mesaj mai citesc, singurul care mai este de fapt. E clar, ăsta e interesul. Nu înțeleg aici ce vrea să spună. Deci e clar, ăsta e interesul. Probabil că se referă la interesul de a închide așa. Și că acum e târziu, dar asta trebuia făcut toată energia la un loc.
Da, mixul este cerut dacă ne gândim bine. Era vremea când aveam secretar de stat din Gorj, a fost și Ionel Manțoc, a fost și Cosmin Popescu, care au avut ca proiect acest lucru. Aceea de a se face mixul energetic. Guvernele... Și hidrotermă. Da, atât da. Cereau ei. Dar tot era ceva. Era suficient ca să salvăm, să zicem, cărbunele. Pentru că atomoelectrica produce undeva intermediar între hidroelectrica și energia pe cărbune. Din păcate s-a terminat emisiunea, dar vom continua acest subiect în altele viitoare pentru că este un eveniment în desfășurare și toată lumea este cu ochii pe activitatea industrială care o mai avem în Gorj. Mulțumesc pentru atenție, dragi telespectatori, mulțumesc pentru prezența în emisiune Cornel Șomâcu, dragi telespectatori, vă spun la revedere, ne vedem săptămâna viitoare la aceeași oră.